Eu și 50 de colegi. Revoltați, peste 50 de oameni foști angajați de la Arpechim s-au strâns astăzi în fața Curții de Apel din Pitești, acolo unde a fost programată o înfățișare în cazul a 90 de persoane într-un dosar disjuns din cel inițial în care erau mii de oameni. Suntem nemulțumiți datorită faptului că este vorba de dosarul 2992 care a primit soluție de acum o lună. Și s-a disjuns, din el făceam parte 340 de persoane și s-a disjuns persoană cu persoană și s-a dat soluția de acum o lună, iar 50 de persoane încă au termen astăzi. Păi ce se mai judecă? Poate persoanele de astăzi pot primi soluție diferită de cei care am primit acum o lună. Ne-a dat banii și acum ne cheamă în instanță mereu. Deci eu am fost în dosarul respectiv. Soluția s-a dat acum. Și v-ați găsit pe lista astăzi? Da, pe lista astăzi. Sunt drepturile noastre care odată le-am luat, le-am câștigat în instanță și acum ne întorc procesele după atâția ani de zile când noi și bunăvoință să fie, n-avem de unde să mai dăm banii înapoi. Am luat 190 de milioane, am câștigat de fapt procesul, deci tot aceeași justiție, tot azi ne-au dat banii ăștia, după atâția ani vor să ne ia banii înapoi. Din ce? De ce nu mai vorbim că suntem cu câte două, ne-am trei dosare, vorba alea care nici nu știm, ne-au băgat că am luat de două, trei ori banii. Noi n-am luat decât 190 de milioane. Deci 190 de milioane din ce să-i mai dăm? Noi nu mai lucrăm. Nu mai lucrăm, am fost bun cât am fost acolo. Și au făcut atâta beneficiu cu noi. De fapt, astfel de procese sunt la mai multe instanțe din țară. Făcuți peste noapte datori din PIX, oamenii sunt acum nevoiți să-și ia avocați și să conteste, fiecare în parte, decizia Petrom de returnare a banilor pe care i-au primit. Este vorba despre sume care, în virtutea contractului colectiv de muncă, au fost date cu diverse ocazii, printre altele sub formă de prime de Paști de Crăciun. De la caz la caz, sumele ajung a fi exorbitante, în medie câte 20.000 de lei de fiecare, dar sunt salariați care ar avea de dat înapoi mult mai mult. Din 190 mi-a venit să dau că am luat 446 de milioane. Din ce să dau? Pentru ce să dau banii ăștia? Avem colegi care au de dat 850 de milioane, 1 miliard. S-au făcut câte 4-5 executări. Am înțeles că s-au făcut executări inclusiv la sfârșitul anului 2012. Așa ei pot face executări la nesfârșit, dar de ce nu cheamă executorii în instanță? Unii foști salariați nu mai lucrează nicăieri și riscă să ajungă în stradă dacă instanțele vor decide irevocabil ca ei să dea banii înapoi. Nu avem de unde. Probabil o să ne vindem casele, dar eu și dacă îmi vând casa și voi sta cu copiii în stradă, tot nu voi avea de unde să dau un miliard. Nu voi avea de unde. În perioada următoare sunt programate mii de înfățișări la diverse instanțe din întreaga țară.